Începând de astăzi, 15 iulie, se fac noi înscrieri în programul Rabla pentru electrocasnice. Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziția persoanelor fizice aproximativ 20 de milioane de lei, bani rezultați din neutilizarea voucherelor în termenul de valabilitate, precum și din diferențele provenite din modificarea eficienței energetice a echipamentelor aprobate de la o clasă superioară la o clasă inferioară la cererea beneficiarilor. Finanțarea din cadrul programului Rabla pentru electrocasnice se acordă sub formă de vouchere, în vederea achiziționării de echipamente electrice și electronice de uz casnic. Astfel sunt acordate 200 de lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A++, 300 de lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A++, 300 de lei pentru mașini de spălat vase cu eficiența energetică A++, 400 de lei pentru mașini de spălat vase cu eficiența energetică A++, 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiența energetică la răcire A++ sau A++, 300 de lei pentru frigidere, combine, frigorifice, LED frigorifice sau congelatoare, cu eficiența energetică A++, 400 de lei pentru frigidere, combine, frigorifice, LED frigorifice sau congelatoare, cu eficiența energetică A++. De asemenea, în schimbul predării unui echipament vechi și pentru achiziția unui televizor cu eficiența energetică A și A+, consumatorul primește un voucher în valoare de 200 de lei, iar pentru un aparat similar, dar cu o eficiență energetică A++ sau A++, suma crește la 400 de lei. Suma de 20 de milioane de lei pe care o pune acum la bătaie Administrația Fondului pentru Mediu este rezultată din neutilizarea voucherelor în termenul de valabilitate, precum și din diferențele provenite din modificarea eficienței energetice a echipamentelor aprobate de la o clasă superioară la o clasă inferioară la cererea beneficiarului.